Hello, tocmai am terminat de filmat un video, mai bine zis un tutorial de machiaj la acest look. Am pus și un video pe Insta cu telefonul și mi se pare că era mai spălăcit decât în realitate machiajul, dar cam așa se transpun culorile pe tehnică. Îmi pun de aici burețelul pentru că Lily cu siguranță mi-l va anihila și pe acesta și vreau să vă arăt ce noutăți am mai primit. Am primit o cutie foarte grea de la Nivea, dar este superbă, nu știu exact din ce material este făcută, dar e chiar superbă. Și a picat și hârtiuța de prezentare. S-a lansat primul Deo Beauty Elixir Deo Milk de la Nivea și vine sub mai multe forme. 3 Deo roluri din acestea lăptoase. Deo Milk, ăsta este pentru pielea uscată, cred. Ăsta zice că se usucă, are vitamine, minerale și nu are alcool. Mai există unul pentru pielea sensibilă. Așa, cel cu roz. Și încă unul... Încă unul Fresh Deo Beauty Elixir Deo Milk. Fresh, tot cu vitamine. Și celelalte sunt tip spray, exact pentru aceeași întrebuințare, piele sensibilă, uscată sau dacă vrei un rezultat mai fresh. Zice aici rezistență 48 de ore la ambele, are sistem de blocare. Ce bine miroase ăsta! Ăsta roz, nu, auriul. Auriul miroase foarte bine. Dar am să mă încumet să încerc și unul din acesta. Miroase un pic mai slab decât o spumă de raz de la Nivea din acea sensibilă. Dar miroase bine. Chiar îmi place mirosul. Deci astea sunt noutățile de la Nivea. Noi deodorante. Și mi-a mai ajuns ieri un pachet de la Makeup Shop pentru că lansează o surpriză. Și ei au pregătit un concept frumos care se numește Oh My God Only Makeup Goodies. Deci așa va fi cutia și fiecare lună vor avea un număr limitat de cutii unde vor pune cele mai iubite, cele mai trendy produse de pe makeupshop.ro. Iar acum mă duc să mă demachiez și după asta am să merg să-mi cumpăr ceva de mâncare. Trebuie să scriu un blog post, un articol nou pe blog și trebuie să mai filmez încă un clip sau două. Și după aceea am să mă odihnesc un pic. Vreau să vă arăt înainte două cănițe. Nu aș fi avut nevoie de încă două cănițe, pe cuvântul meu. Dar sunt așa de drăguțe. Ia uitați. N-am putut să rezist, a fost 5 lei una la un magazin local. Păi, deci superbe! M-am gândit să pun pensule în ele sau chiar să beau o cafea. Acum hai să vă arăt unde îmi țin eu ojele. Aici, în acest dulap. Și vreau neapărat să fac ordine pentru că toate au rămas alandala. Și ăsta e un raft pe care l-am de la Banggood, de pe banggood.com. E un raft foarte, foarte bun pentru oje. Aici am niște fețe de masă și backdrop-urile mele. Iar astea trebuie să le ordonez, așa că hai să începem. Candles are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the horror. Gather round the table, we'll
candles are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Bun, deci după ce am terminat de aranjat cu greu toate ojele, așa arată locașul lor până la urmă. E destul de aranjat. Asta e Coco care doarme aici, de numa. Cocuța. Azi mi-am făcut o mâncare aproape vegetariană. Mi-am luat de la Lidl acest tortelloni tomato and mozzarella, dar găsiți și la Penny. Cred că și la Kaufland găsiți marca lor. Și am adăugat pastă de roșii, gogoșar, ceapă verde, varză roșie și porumb. Cam atât. Astăzi e zi de post, țin post și de aia am făcut mâncare din aceasta. Dar sunt sigură că este delicioasă pentru că am mai mâncat tortelonii din aceștia și îmi plac foarte, foarte mult, dar m-am gândit să-i tuninghez puțin să fie mai deosebit. Bună, dragile mele! Iar fac aici un intro la vlogul ăsta pentru că am mai primit câteva noutăți despre care eu zic că merită să știți. Sunt așa aranjată super pentru că am filmat un clip de Crăciun cu acest advent calendar de la The Body Shop, care e super. Și hai să vă pun și un pic jos să arate totuși la vlog, nu? Am să-mi prind un pic și părul. Cercei ăștia i-am cumpărat de pe AliExpress. Din câte am înțeles, sunt copii Zara. Dar eu nu i-am găsit în Zara, așa că i-am comandat de pe AliExpress. Brățăricile, sincer, le-am primit mai de mult de la cineva și nu știu de unde sunt. Ce am aici? Am scrie cineva pe Facebook. Habar n-am ce. Hai de mine. Fratele meu a trimis poze cu munca lui de dentist. N-aș suporta să fac munca lui, dar el este un artist. De fapt, amândoi suntem artiști, dar fiecare în domeniul lui. Vreau să vă arăt aici alte noutăți de la The Body Shop, care mi-au ajuns tot acum.
și sunt cu ingrediente noi, am primit aici o felicitare, să zicem așa, prin care mă înștiințează să văd noutățile ce sunt lansate acum și au venit toate în acest coșuleț. Mai am încă unul pe care, sincer, mă gândesc să le duc la cumpărături și să-mi pun ele legume, fructe, ce știu eu, ce-mi doresc eu. Pentru că m-am sturat de pungi de plastic. Sincer, eu merg la cumpărături oricum cu pungi din acelea foarte, foarte mari de material pe care le-am cumpărat de la Jumbo și de la Kaufland și din DM și de la Lacoste și mai știu eu de pe unde. Oricum, hai să vă arăt iaurturile astea pentru corp. Dacă auziți ceva gălăgie, un burghiu, să știți că nu-i de la mine, din casă, dar îmi pare rău. Deci, avem aici un... Hai că le pun aici să și pot să le desfac, nu? Între timp. Ăsta este un iaurt cu prune. Miroase foarte bine, sincer. Nu are un miros pregnant de prune, dar miroase un pic, e plăcut. Și oricum, iaurturile astea le puteți ține și în frigider. Și astfel veți avea și un efect răcoros. Următorul este cu pere, Juicy Pear. Asta e din colecția nouă. Am mirosit gelul de duș și vreau să vă zic că este superb. Deci miroase exact ca și cum ți-ai cumpăra un nectar de pere de la magazin, din acela organic. Exact la fel miroase, superb. Apropo, pe buze port noul ruj de la Too Faced, care îmi place foarte mult, dar un pic usucă buzele, de aia prefer să-mi pun un balsam sau ceva peste, pentru că altfel nu e foarte comod, dar culoarea exact ce mi-am dorit. Următorul este cu vanilie, deci un alt iaurt nou lansat. Ce bine miroase! Deci dacă aș putea să vă transmit și vouă din aromele astea de la The Body Shop, care miros atât de realist, atât de adevărat, parcă acum ți-ai făcut o budincă din aia galbenă bună și ți-ai pus batoane proaspete de vanilie în acea budincă. Exact, exact așa miroase. Este superb! Superb! Am să împart și cu voi toate noutățile astea, bineînțeles, pentru că am să fac și un giveaway pe Instagram. Apoi am aici un exfoliant, tot pentru corp, tot cu vanilie. Presimt că am să leșin în curând. De ce îmi faci asta de Body Shop? Îmi vine să te mănânc. Parcă e o cremă de zahăr ars cu vanilie, acest exfoliant. Pe bune... cred că au produsele cu aroma cea mai deosebită, cei de la The Body Shop. Știu că laud la miros, dar sunt și foarte eficiente și dacă nu mi-ar plăcea, chiar nu v-aș zice nimic despre ele. Cu siguranță n-ați auzit nimic din partea mea despre acele produse. Dar astea sunt wow! Deci, exfoliantul ăsta cu zahăr. Foarte eficient. Am mai avut și cu alt aromă, de-aia știu. Și mai am câteva produse, unele de make-up și unul nu. Acum le și sparg. Un gel de duș Juicy Pear, pe care de-abia aștept să-l folosesc. De-abia aștept, pentru că are un miros senzațional, v-am zis, nectar de pere. Și patru produse de make-up. Mă rog, ăsta nu e chiar make-up, dar este un lip balm, tot cu prune. Apoi am aici un ruj, se numește Berry Glaze. Asta e o nouă nuanță lansată acum. Pe asta neapărat trebuie să încerc. Drops of Gold, un iluminator lichid cu pompiță. Extraordinar de fain. Hai să vedem. Wow! Bineînțeles că am pus prea mult, dar nu contează. Și vreau să vă zic că iluminatorul ăsta puteți să-l folosiți în mai multe feluri. Chiar vă zic trei. Primul, îl amestecați cu fond de ten. Un pic, nu cât am pus eu aici. În al doilea rând, tapotați aici peste iluminator sau peste fondul de ten, mai bine zis, și după aceea aplicați iluminatorul. Veți vedea că se va prinde și se va lipi pudra mult, mult mai bine.
și vede diferența. Și acesta puteți să folosiți pe corp, pe gât, pe umeri, pe omoplați, va fi senzațional. Acum hai să-mi pun și pe cealaltă parte. N-are niciun miros. Și am pus prea mult. Am pus prea mult, dar este foarte subțire, nu încarcă. Particulele de sclipici sunt mici. Ia uitați. Așa arată. Foarte fain lucește. Și avem un iluminator bestial aici. Nou lansat. Îmi place capacul pentru că pot să văd ce se află înăuntru. Așa transparent. Și ăsta este produsul. Puteți să-l amestecați. Wow, ce iluminator metalic. Mi-aduce aminte finish-ul ăsta de iluminatorul ediție specială de la Anastasia. Am Razy, care nu se mai găsește, ca și care bineînțeles a fost dublu la preț ca și acesta. Dar, hai să vedem. Wow! Și o să aplica cu degetul. Mie îmi place să aplic și aici. Aici sub sprânceana. Ca să se potrivească și să fie un echilibru. Mamă, deci e total schimbat acum machiajul ăsta. Deci avem auriul ăsta mai închis și avem auriul ăsta mai deschis, care împreună fac un produs metalic foarte fain. Deci e un iluminator foarte puternic, un pic mai rece, dar arată bine pe piele. Arată pentru că se îmbină cu fondul de ten și nu are particule mari. De asta îmi place, ca niște pigmenți presați, nu știu dacă puteți să-i vedeți textura. E un iluminator mai puternic, nu știu dacă l-aș purta ziua, am să încerc să-l port și ziua, dar pentru seară e cu siguranță recomandat. Lili?